Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom lucra câteva probleme legate de proprietățile triunghiurilor. Iată o primă problemă. Se dă triunghiul ABC isoscel cu baza BC, punctul M, mijlocul segmentului BC. Măsura unghiului BAM de 32 de grade și trebuie să aflăm măsurile unghiurilor triunghiului ABC. Deci să vedem ce avem. Avem triunghiul ABC isoscel cu baza BC. Asta înseamnă că laturile congruente vor fi AB și AC. Lucrul acesta îl știm din ipoteză. Știm că într-un triunghi isoscel, unghiurile alăturate bazei sunt congruente, deci în cazul nostru înseamnă că unghiul B va fi congruent cu unghiul C. De asemenea, tot în acest triunghi, mai știm că M este mijlocul lui BC. Deci din faptul că, de asemenea, triunghiul ABC este isoscel cu AB congruent cu AC, deci practic din relația de mai sus, și din faptul că M este mijlocul lui BC, înseamnă că AM, segmentul AM, ce o să fie? Păi este mediană pentru că unește vârful cu mijlocul laturii opuse, dar fiind în triunghi isoscel mediana corespunzătoare bazei, înseamnă că AM este mediană și bisectoare în același timp. Dacă este și bisectoare, înseamnă că unghiurile din A, unghiul BAM, respectiv MAC, vor fi unghiuri congruente. Deci unghiul BAM congruent cu unghiul MAC. Ce știm din ipoteză? Că măsura unghiului BAM este de 32 de grade. Deci unghiul BAM are măsura de 32 de grade, atunci tot unghiul din A, adică unghiul BAC, BAC va fi de două ori mai mare, deci 2 ori 32 de grade egal cu 64 de grade. De asemenea, știm că în orice triunghi, suma măsurilor unghiurilor este de 180 de grade. Și atunci, cum unghiul B și unghiul C sunt congruente, înseamnă că putem să le calculăm în mod următor. Unghiul B va fi egal cu unghiul C și egal cu cât? Cu 180 de grade minus măsura unghiului A, împărțit la 2, pentru că B și C sunt unghiuri congruente. Adică 180 de grade minus 64 de grade împărțit la 2 egal cu 116 grade împărțit la 2, adică egal cu 58 de grade. Și am aflat unghiurile triunghiului ABC. Deci unghiul B congruent cu unghiul C egal 58 de grade și tot unghiul din A de 64 de grade. Cum mai puteam să facem și altfel? Păi dacă triunghiul ABC este isoscel cu AB congruent cu AC și AM este mediană, atunci AM ar fi și înălțime, deci măsura unghiului AMB ar fi de 90 de grade și atunci dacă ne încadrăm în triunghiul ABM, unghiul A de 32 de grade, unghiul M de 90 de grade, se calcula unghiul B ca fiind de 58 de grade pentru că știm că suma unghiurilor într-un triunghi este de 180 de grade. Unghiul B
Atunci este congruent cu unghiul C, pentru că triunghiul ABC era isoscel cu baza BC. Deci am aflat și unghiul C. Și unghiul A, din faptul că AM este și bisectoarea triunghiului BAC. Să vedem și o altă problemă. De C dă triunghiul ABC cu măsura unghiului A de 90 de grade, unghiul C de 30 de grade, deci A-ul de 90, măsura unghiului C de 30 de grade și ipotenuza BC de 12 centimetri. Dacă M este mijlocului BC, pentru că ei ne dau AE mediană, să calculăm lungimea acestei mediane. Deci, pentru aceasta ne încadrăm în triunghiul ABC, în care măsura unghiului A este de 90 de grade, lucru acesta îl știm din ipoteză. De asemenea, știm că AM este mediană, e mediana corespunzătoarei ipotenuzei. Lucru acesta îl știm de asemenea tot din ipoteză. Ce rezultă de aici? Păi știm că mediana corespunzătoare ipotenuzei într-un triunghi dreptunghic este jumătate din ipotenuză. Deci lungimea lui AM va fi de fapt lungimea lui BC supra 2. BC unii s-a dat ca fiind de 12 cm, supra 2 egal cu 6 cm. Bun. Dacă AM este mediană, ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că unește vârful triunghiului cu mijlocul laturii opuse. Deci segmentele CM și MB vor fi congruente și egale cu cine? Păi dacă M-ul e mijloc, va fi egal cu BC supra 2. Deci CM egal cu MB e egal de asemenea cu BC supra 2, adică iarăși 12 cm pe 2 egal 6 cm. Bun, ne încadrăm acum în triunghiul ABC, în care știm că unghiul A este de 90 de grade din ipoteză. De asemenea, știm că unghiul C este de 30 de grade, tot din ipoteză. Și atunci, conform teoremei unghiului de 30 de grade, cateta opusă unghiului de 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Deci, AB, cateta AB, va avea lungimea ipotenuză pe 2, adică BC supra 2, adică, iarăși, 12 pe 2, 6 cm. Deci, am aflat că AM-ul este de 6, MB-ul de 6 și AB-ul de asemenea de 6. Și în acest caz, perimetrul triunghiului AMB, știm că este egal cu suma laturilor, deci AM plus MB plus AB, adică fiind egale, va fi triunghi echilateral de fapt, deci de 3 ori 6 cm, deci egal cu 18 cm. Cum mai fi putut altfel să calculăm? Deci, să fi arătat că triunghiul AMB este de fapt triunghi echilateral. Deci, odată ce aveam AM și MB egale cu 6, în triunghiul ABC, cum A-ul e de 90 de grade, C-ul de 30 de grade, atunci măsura unghiului B este de 60 de grade și având un triunghi isoscel AM și BC congruente, și unghiul B de 60 de grade, triunghiul AMB devine triunghi echilateral și atunci perimetrul lui este de 3 ori latură,
adică 3 ori 6 egal 18 cm. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare succes în rezolvarea problemelor.